SNL-ul are de recuperat peste 370 de milioane de lei de la Aran Drobeta Turnul Severin, dar are și restanțe la bugetul statului de peste 140 de milioane de lei. Datoriile pe care le are societatea la momentul ăsta este de 147 de milioane datorii restante la bugetul statului și la furnizor de 40 de milioane. Dacă la sfârșitul lunii august nu va avea loc rectificarea de buget, Societatea Națională a Lignitului Oltenia va acumula alte datorii, pentru că în fiecare lună societatea trebuie să plătească penalități de 3 milioane de lei. În același timp avem de încasat de la clienți peste 370 de milioane, cea mai mare parte de la Aran Drobeta Turnul Severin. Așteptăm sfârșitul acestei luni, când avem promisiuni, se va face o rectificare bugetară, rectificare care va prevede subvenții pentru Aran Drobeta Turnul Severin și RAN-ul fiind obligată să ne facă plățile pentru datoriile restante, la rândul nostru noi să achităm obligațiile la bugetul de stat.